Țelina cu miere calmează crizele de cupte și durerile reumatice, luptă împotriva obezității și ajută la sănătatea oaselor. Țelina este una dintre cele mai sănătoase legume, este bogată în antioxidanți și vitamine esențiale pentru un organism sănătos. Țelina a fost folosită încă din secolul al IX-lea ca medicament, ba chiar era descrisă de Hipocrate drept un calmant nervos. Poate fi folosită întreaga plantă. Rădăcina, tulpină și semințe, este săracă în calorii și are o textură asemănătoare cu cea a cartofului. Descoperă cum este indicat să consumi țelina, dar și ce beneficii și proprietăți are. Țelina cu miere, nu curățați țelina de coajă, deoarece aceasta conține cele mai puternice substanțe nutritive și terapeutice. Spălați bine rădăcina cu oxet de mere. Dați-o apoi pe răzătoare și amestecați-o cu o cantitate suficientă de miere se consumă cât o linguriță, de mai multe ori pe zi. În această salată simplă se mai pot adăuga și morcov sau măras și puțină zeamă de lămâie. Efectul terapeutic va fi și mai puternic. Indicații terapeutice, tulburări de creștere la copii și adolescenți. Prevenirea cancerului digestiv și intestinal. Scăderea glicemiei. Reducerea colesterolului și trigliceridelor. Diabet. Obăseală, stres. Dereglări hormonale. Aritmie cardiacă. Obezitate, apetit necontrolat. EDM. Hipertensiune arterială. Reumatism, crize dureroase de gută. Sănătate oaselor și a țesuturilor osoase. Este nevoie de o porție mică de țelină rasă pe zi, 100 grame, pentru a reduce nivelul colesterolului LDL, rău, cu 10-20%. Într-o lună de zile se pot obține rezultate foarte bune, la fel și în diabet. Așadar, profitați de calitățile curative, terapeutice consumând zilnic amestecul. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialul și distribuiți canalul.